Un român și-a pierdut viața și alți 10 au fost răniți, 4 dintre ei în stare gravă, pe un drum național din Italia, după ce un camion a intrat în plin în microbuzul în care se aflau românii. Accidentul a avut loc pe drumul național 16 în apropierea localității italiene San Severo. Românii erau angajați ca sezonieri la cules de roșii și mergeau la muncă în momentul în care a avut loc accidentul. Șoferul unui autovehicul de mare tonaj nu a reușit să frâneze la timp și a intrat în plin în microbuzul în care se aflau românii, în timp ce șoferul român vroia să vireze la stânga pentru a intra pe un drum de țară. Un tânăr în vârstă de numai 24 de ani a murit pe loc, iar alte 10 persoane au fost rănite în urma accidentului. Una dintre victime este internată în stare gravă la reanimare. Alte 3 victime prezintă un diagnostic rezervat, iar celelalte 6 persoane sunt în stare stabilă. Mai multe echipaje de poliție și ambulanțe au sosit în scurt timp la locul accidentului, iar circulația în zona a fost blocată, traficul rutier desfășurându-se pe rute ocolitoare. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că reprezentanții oficiului consular au făcut demersuri pentru identificarea victimelor și s-au interesat în legătură cu starea de sănătate a persoanelor rănite, iar în continuare mențin legătura telefonic cu o parte dintre rudele victimelor. Consulatul României la Catania a mai anunțat că menține în permanență legătura cu autoritățile italiene și cu unitățile spitalicești pentru a afla date suplimentare cu privire la evoluția stării de sănătate a cetățenilor răniți și sunt pregătiți să acorde asistență consulară atât victimelor cât și familiilor acestora. Polițiștii italieni au deschis o anchetă și fac cercetări în acest caz pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.